Suntem la o nouă emisiune și avem invitați de această dată pe profesorul Daniel Miron de la Liceul de Artă, profesor emerit, și doi dintre elevii Liceului de Artă. Și i-am invitat la această emisiune pentru că cred eu că cei care privesc și care iubesc arta populară vor să știe câte ceva din experiența unui elev, unui cântăresc de muzică populară, adică de ce îi place costumul respectiv, de ce și-a ales repertoriu, cum vede el relația cu contemporaneitatea. Știut fiind că nu de mult arta populară a intrat în repertoriul liceilor de artă și ba chiar și la academiile de muzică. Deci maestru Gheorghe Zamfir a reușit să facă din nai unul dintre instrumentele principale și să scoată nai doar din folclor și să-l introducă în lumea muzicii, să-i spunem noi, clasice de acum, adică care se predă la conservator. Și sigur, mai ales pentru noi români, arta tradițională este mereu o sursă. Și l-aș întreba pe domnul profesor, dacă vrea să ne răspundă, cam care sunt trăirile lui ca profesor, care sunt părerile despre arta populară, despre cum triază elevii și care sunt perspectivele acestei secții la Liceul de Artă. În primul rând doresc să salut și eu, telespectatorii noastre, vă mulțumim pentru invitație. Da, trăim vremuri destul de complicate în care, din păcate, arta populară nu știm dacă are, să spunem așa, sau îi se dă importanța necesară, dar noi încercăm prin ceea ce facem la unitățile de învățământ elitiste, așa cum este un liceu de arte, să acordăm spațiu, să acordăm spațiu pentru creativitatea elevului, să încercăm să-i triem astfel încât să îi direcționăm pe ceea ce vocațional au primit de sus și pot să dezvolte cu ajutorul nostru. Acum, depinde de fiecare, cred, cum își croiește drumul, cum se implică la curs, cum ascultă sau poate că are o personalitate mai puternică și încearcă să își croiască propriul drum. Știu că la nivelul olimpiadelor naționale, nu? S-au obținut în anii trecuți locul 1, 2, mereu. Sigur, sigur. Arta populară de la Liceu Victor Brauner e foarte Am avut premii numeroase și prin domnul profesor Sidorusul acordeon, domnul Leon Cioban la țambal și noi la cantul popular prin subsenatul aici, Daniel Miron, Laura Ilenic, premiul 2 la Național la Timișoara, Cătălin Stănică, premiul 3 la București, la Națională. Avem premii, iarăși la clarinet, premii numeroase. Da, încercăm să aducem premii și să cinstim Liceul de Arte, să cinstim unitățile de învățământ în care facem parte. Important e că se nasc mereu valori. Da, da, și trebuie să le cultivăm. Doi dintre cei mai importanți elevii noștri în acest moment sunt lângă noi, ne fac cinste, este vorba despre Cocior Felix, clarinet, clasa 12, clasa profesor Albu Mihăiță și Teodora Tănase, cantul popular, Liceul de Arte, clasa 11, profesor subsenatul Daniel Miron. Eu aș spune să le pasăm cuvântul să spună dumneavoastră câte ceva despre ce ne poți spune despre trăirile tale? Pentru ce ai ales arta populară? Ce părere ai de costumul popular? Studiez la Liceul de Arte Victor Brauner din clasa 9. Am studiat canto în paralel, am făcut liceul la Borca, de unde provin. E o zonă unde încă se mai păstrează tradițiile. E la fel ca și cum au fost lăsate, exact imprimate. Este o zonă unde fiecare om știe povestea muzicii populare, tradiții de anul nou, de Paști,
Și m-am născut așa într-o zonă în care cred că te naști pur și simplu, nu că faci că ești obligat, te naști cu dragul de a face în continuare, de a duce tradiția mai departe. Și eu iubesc ceea ce fac, îmi place, e ca și cum aș avea în sânge un archetip. Iubirea asta așa de... Ești mândră că ești româncă. Da, eu chiar sunt mândră că sunt româncă și că reușesc cât de cât să duc mai departe valorile României. Așa, și colegul? Studiez. Profesorul se numește? Mihai Țalbu, de la Liceul de Arte Victor Brauner. Fac cu el din clasa a 8-a, am făcut și ore particular cu el. După m-am mutat la liceu, am fost mai întâi într-un ansamblu de unde mi-am descoperit. Acolo ai descoperit, da. Frumusețea clarinetului. Da, și... Și cum ți-ai ales instrumentul, în funcție de ce? Păi la început am început cu fluierul și după m-a atras foarte tare clarinetul. Și se cânti la fluier? Da, am făcut. Și stă, de fapt, clarinetul e un fluier mai sofisticat, mai performant. Felix are deja un frate care a terminat liceul de arte în București, la Academia Militară. Intenționează să meargă pe același lucru, pe ansamblu de muzică de fanfară sau de conservator. Da. Ia uite, ne-am îmbogățit cultura. Ce am aflat aici... multe despre liceul de artă, puțin cunoscut pentru valorile pe care le are, cred eu, și ne bucurăm că participăm împreună, deci atât artiștii profesioniști cât și cei de la liceul de artă și profesorii, la acest eveniment pe care l-am numit Spațiul Rotund Românesc. Ceea ce ni se pare important de transmis este armonia și simțul măsurii pe care arta populară și muzica populară încă îl mai păstrează. Românii nu iubesc agitația, disonanța, aș zice eu că li s-a impus, li s-a adus ca, vezi, Doamne, ca o modernitate. Și românii reacționează mai greu și bine așa, mai bătrânește, nu se grăbesc neapărat să facă bani, să facă ce știu eu ce... Pentru că lucrurile sunt frumoase așa cum sunt, sunt 4 anotimpuri, să nu facem din 4 2, toamna are farmec cu ei. Și unul dintre obiectivele asociației este să arate că fiecare lună a anului este importantă, pentru că iată se întâmplă și anomalie, adică unii copaci sunt considerați dăunători pentru mașini și atunci li se taie crecile și se lasă doar trunchiul și câteva frunze care nu pot zgâria o mașină. E bine, dar se atacă natura, nu zic numai de poluare. Deci un copac când se naște, el are o programare pentru un anumit număr de frunze. Dacă un anumit număr de creci de frunze îi le tai, îl abade la secțiunea de aur. Toată natura e construită după secțiunea de aur. Ultimele rămurele sunt foarte importante. Ca să nu mai zic că viața se află în ultimele nervuri, nici de cum în trunchi. Mă rog, sunt lucruri probabil pentru care trebuie luptat și trebuie cu ajutorul artei populare și a spiritului românesc să arătăm, pentru că arta populară întotdeauna a avut grijă de natură. Vorbeam de Maramureș, cum cu câtă grijă tai un copac din pădure și cum creează apoi acele porți maramureșene în care intervine tradiția, sculptura și toate aceste lucruri atât de minunate pe care le aduce arta populară în prim plan. Deci ne bucurăm că păstrăm tradiția împreună și mai ales ne bucurăm să înțelegem că suntem frate cu Codru, cu Bradu, cu Stejaru, și dacă el suferă,
povestea cineva, un prieten, că atunci când s-au tăiat castane din Piatra Neamț, el a visat că el este omorât și este tăiat. Visa cum îi se tăia brațele. A doua zi a văzut că, uite ce se întâmplă, că, da, castane din piatră sunt dăunători, sau știu eu de... Acum, dacă luptăm împreună, vom fi mai puternici și e bine că avem licee de artă, e bine că avem artă populară, e bine că avem maestri ai artei care au făcut și au implementat arta populară, au făcut o sursă de inspirație. Și iată, această școală a lui Ciucurencu, de care vorbeam, a reușit să arate că arta populară și satul românesc este o sursă importantă, vitală de inspirație. Și urmează acum să ne și demonstrați câte ceva, pentru că scopul acestei emisiuni este să arate că există o interferență între culoare, costum și sunet. Și sunet. Și iată, ne vom împărtăși cu toții din ceea ce ne puteți oferi. Cu mare plăcere! Cu vorba lui bună, mama cu fața senienă. Tata cum trăgea la coasă, mama cum punea pe masă. Mamă, cât te-ai cununat, către sfinți mi te-ai rugat, măi, să-ți dea fată și fecior, să-i crești cu drag și dor, măi. Mamă, când te-ai cununat, către sfinți mi te-ai rugat, măi, să-ți dea fată și fecior, să-i crești cu drag și dor, măi. Ți-a dat Dumnezeu, măicuță, un bujor și o garofiță. Anii au curs ca o apă, ai un fecior și o fată. Te-a știut doar Dumnezeu, măi. Nu ai plâns, nu ai oftat, dar ce-a trebuit ne-ai dat, măi. Tată, ai muncit din greu, te-a știut doar Dumnezeu, măi. Nu ai plâns, nu ai oftat, dar ce-a trebuit ne-ai dat, măi. Mi-a dat tata haine bune, să se uite multă lume. Pâine dulce și povață și ne-ndrum pașii în viață. Mama, una-i pe pământ, altul nu-i ca tata blând, măi. Oameni buni cât mai trăiți, să avem grijă de părinți, măi. Mama-i una pe pământ, altul nu-i ca tata blând, măi. Oameni buni cât mai trăiți, să avem grijă de părinți, măi. Că nu știm ziua ce aduce, nici la anul cine ajunge. Timpul curge ca o apă, mamă, ai fecior și fată. Nu știm ziua ce aduce, nici la anul cine ajunge. Mamă, știu un lucru bine, că suntem toți trei cu tine. Bati vânt
din rasaritul, badeai dus la târguitul, deși-și zâli n-o vinitul. Ei s-o dus ca să-mi-a margeli, pentru druștii floricele ieșune tulpanele din matasă. Cununame din mireasă am primit vorbă aseară, trispiși de sacară, să mă aduc că el sunt soară. Ei, și eu înapoi am trimăsu, pitris paiti o văzus, sunt soare sănătosul, când am pute ridim mărsul. Dar eu pe mama am întrebat să mă duc la cununat. Fata, mami, fată bună, te gătești, fă-ți lumină tuti, tuti și-l cunună. Dar eu știu, mamă, cununală, mai degrabă, blastamală. Ei, răpidi m-am îmbracat-o și m-am dus la cununatul. Rămas bun când ne-am luat-o. Eu așa am cuvântat-o. Rămâi și nu-ți sănătosul, ca un măr putrigăiosul. Crescut niciodată n-am să uit, măi, satul meu cu pomi umbroși, părinții mei sfătoși, măi. Busuioc în flori crescut niciodată n-am să uit, măi, satul meu cu pomi umbroși, părinții mei sfătoși, măi. Tata cu vorba lui bună, mama cu fața senină, tata cum trăgea la coasă, mama cum punea pe masă. Te-ai cununat, către sfinți mi te-ai rugat, măi, să-ți dea fată și fecior, să-i crești cu drag și dor, măi. Mamă, când te-ai cununat, către sfinți mi te-ai rugat, măi, să-ți dea fată și fecior, să-i crești cu drag și dor, măi. Ți-a dat Dumnezeu, măicuță, un bujor și o garofiță. Anii au curs ca o apă, ai un fecior și o fată. Pământ, altul nu-i ca tata blând, măi,
oameni buni cât mai trăiți, să avem grijă de părinții mei. Mama una-i pe pământ, altul nu-i ca tata blând, măi. Oameni buni cât mai trăiți, să avem grijă de părinții mei. Că nu știm ziua ce aduce, nici la anul cine ajunge. Timpul curge ca o apă, mama, ai fețior și fată. Nu știm ziua ce aduce, nici la anul cine ajunge. Mamă, știu un lucru bine, că suntem toți trei cu tine. Avem pământ, avem hotară, avem o țară lângă țară, aceeași limbă, același grai, român pe plaiuri lângă nostru plai. E România ta, e România mea, e România noastră și suntem stăpâni în ea. Am fost aici, am fost și-o fi, și nimeni nu ne va opri. Să ne avem mereu ca frați, de-o limbă și de-o mamă adunați. România ta, e România mea, e România noastră și suntem stăpâni în ea. Aici mi-e floarea și rădăcina, aici mi-e frunza și tulpina, aici mi-e graiu, aici mi-e glia, că țara mea de dor e România. România mea, e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. În cer azi rugăciune, adune Doamne înțelepciune, să ne avem mereu ca frați, de-o limbă și de-o mamă adunați. România mea, e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. E România mea, e România ta, e România noastră și vom fi stăpâni în ea.